Locuitorii din zonă sunt furioși pe muncitorii apelor române. Susțin că aceștia se fac vinovați de un dezastru ecologic. Oamenii se apără și spun că tot ce fac este să decolmateze albia râului. Garda de mediu urmează să stabilească cine are dreptate. Care să ne ducem în fața lor? Nu, să nu mai arăbiți scula. Să nu iau motor. Doar prezența polițiștilor comunitari a oprit pe oameni să se așeze în calea la mai buldozerului. De când a început lucrarea, albia râului Bistrița arată ca și cum ar fi fost bombardată. Se execută niște lucrări pe cursul râului Bistrița, lucrări de decolmatare, respectiv recalibrare, reprofilare albie. Lucrările ar trebui să prevină eventuale inundații, spun reprezentanții apelor române, lucru pe care bistrițenii îl înțeleg perfect. Nu îi deranjează faptul că se lucrează pe albia râului, ci modul de lucru. Deci pământul nu trebuie împins în mijlocul apii, pământul trebuie scos și dus sau taluzat pe mal. De ce să nu fii supărat, domnule, când distrug tot? Au zis că fac decolmatare, de fapt au făcut colmatare. Reprezentanții apelor române spun că totul e ca la carte. Impactul care este? Din punctul nostru de vedere, este unul minim și încercăm să fie cât mai nepericulos asupra faunei și, mă rog, vieții piscicole. E singurul loc care a mai fost în zonă propice pescuitului care l-a terminat. Plus că peștile, noi considerăm că au murit jumătate din peștile care au fost aici. 700-800 de pescari care ne fac reclamații că ei nu pot pescui. Până acum am constatat că se face o lucrare de decolmatare care, din câte știu eu, nu trebuie să rămână acolo pământul de partea aia. Reprezentanții Gărzii de Mediu vor verifica autorizațiile celor care execută lucrarea, iar în cazul în care vor fi găsite nereguli, totul ar putea fi oprit. Un bărbat din Ialomița și-a pierdut